este. El este diamantul meu. Dacă toate fetele doresc diamant, eu l-am pe al meu. Rocky, care teoretic îl ajută la arfa. Rocky, asta e Rocky? Nu, asta este Athena. Ah, Athena. Și l-am răspunde la mine. Ce faci? Ce faci? El este Rocky. Ah, ok. Uitați că nu ai timp, ți-l împrumut pe Rocky. Opo, oh, 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 mersi. Vrei să mergem la butelie? Mergem el la butelie? Un pisic de pază. Și nu glumesc. Deci el este pisicul care mă apără în orice situație. Pisicul care mă miaună să mă dau jos de pe cal. Că el nu se simte în siguranță că eu sunt călare. Serios? Da, dar face foarte mult. Adică fuge după cal ca să... Cumva în mintea lui se crede tigru. Ca să atace calul. Ca să mă dau jos. Salutare, dragi prieteni! Astăzi vom face o incursiune în minunata lume a... cailor, pentru că sunt înconjurat de cai, sunt la centru de echitație Cantemir din Timișoara și există și câini și pisici, dar ne vom concentra pe cai. Pentru că astăzi vreau să descoper lumea echitației sportive și nu cu oricine, ci cu o persoană care se ocupă de 30 de ani de echitație sportivă. Ada ne va prezenta ce înseamnă lumea cailor, vei vedea exemplare de 25.000 de 40.000 de euro în timp ce se antrenează, în timp ce lucrează și în timpul ăsta vom povesti despre ce înseamnă echitația sportivă. Deci dacă îți plac cai, nu rata acest episod și apasă pe like, subscribe și share ca toată lumea să se bucure de aceste minunate exemplare pe care le vei vedea chiar acum. Suntem în Timișoara, pe partea agricolă a orașului. Deci în față deci, este practic, acolo este City Town Mall-ul cel mare, catedrala din centru, se vede practic tot orașul de aici. Și suntem într-o zonă în care încă avem căprioare sălbatice, bursuci, fazani, vulpițe. Deci suntem într-o zonă favorizată, suntem într-o zonă liberă în Timișoara, în jungla de beton, unde avem tot felul de animăluțe, de căței. El m-a întâmpinat când am venit, Iliatos. Da, el este un cățel bătrân care a avut o viață nu tocmai roz. Am 5 ani de zile a stat închis în boxă. Și după aceea a fost eliberat și practic e un câine care stă liber pe 6.000 de hectare de teren fără nicio problemă. Atunci a venit să mă întâmpine de când am ajuns și n-a lătrat, ceea ce e... Ce e mare lucru, pentru că el este soneria curții, el latră într-una la toată lumea, probabil că da, acum o să înceapă din nou. El e... și el este un câine care dacă... consideră el că unul dintre cai ne face ceva, sare la coada calului. Încearcă să ne apere, chiar dacă are numai 3 piciorușe. Este foarte protector. Acum stăm cu el și el în mijlocul atenției, dar în mod normal latra într-una acum. Deci el dă sonerie tot timpul când intră cineva în curte, știi că latratos. Deci e 100%. Nu este agresiv, este un fire de pază. Adică e aude, foarte cu minte cu... Acum aude, el mai zis că nu vede. Nu vede, aud, îți schimb mașinile. Aud mașini care vin și deja e în mod... Da, da. În mod de pază. În mod de pază. Da. Am amintit. Și a început. Exact. Păi și la mine de ce n-ai făcut așa, mă? La mine de ce n-ai făcut mă așa? Care ți le arăta mele cu 6.000? Cât? 105.000 de euro. Fof! Din ceau. Ceau. Din ce țară? La Londra. Vorbim de o sumă de un cal vândut care a plecat de licitație de la 6.000 și s-a vândut la 105.000 de euro din... 105.000 de euro? Da. Din... S-a dus în... Din Ceacoblu. Dintr-un dintre armăsarii vestiți Ceacoblu. Cum am zis că nu se mai merge pe rase, se merge pe armăsari, în mod special. Bun, având în vedere începutul foarte kinologic, ai zice că suntem la un centru de câini. Da! De Amstaff, de Bulterier. Bine, ciobănescul din Germania aici. Ea este bonus. Dacă majoritatea crescătorilor de câini au un bulldog francez, noi avem un ciobănesc urmal. Așa. Bătrân. Dar nu e cazul, pentru că aici suntem la un centru de echitație. De fapt, da, nu. Da. Da, adică da, suntem la o școală de echitație, exact. O școală de echitație. Exact. Deci, practic, la noi se face performanță. Nu se fac doar plimbări cu calul. Asta vreau să subliniez. Da, avem mulți cai de performanță. Și cai cu pedigrie foarte puternice. Care pot să plece de la suma de
15.000 de euro și ajung până undeva la 60.000 de euro în țară. Practic, ce avem acum pe teren e un copil de 15 anișori care are un cal sub el de 11 ani. Paranteză, caii ajung la marea performanță. Te referi la cel alb. Da, la cel alb. Caii ajung la marea performanță. Putem mergem încolo, da, să vedem mai bine. Caii ajung la marea performanță după vârsta de 10 ani și duc până la undeva la 16 ani, 17 ani, depinde acum de sănătatea lui și de cal, de cum a fost ținut până atunci. Acolo sunt undeva ca și oameni între 35 de ani și 45 de ani, când practic ești în cea mai mare putere, în cea mai bună formă ta. Un cal, noi îi numim young horse, cai tineri, până la vârsta de 7 ani. Nemții acum se chinuie să bage până la vârsta de 8 ani, cai tineri. Ce înseamnă cal tânăr? Că înseamnă un cal care încă nu are voie să participe la toate concursurile mari din lume. Pentru a proteja picioarele lui, sănătatea, spatele. Adică el încă nu s-a dezvoltat. Încă nu este dezvoltat complet. Până la vârsta de 7-8 ani, exact. Acum, mă rog, eu dezbatere, să înțeleg. Exact. Deci până la 100% până la 7 ani nu e dezvoltat complet. Și atunci cei din Occident au făcut aceste concursuri de young horse care se poate face performanță, dar în cadrul vârstei lui. Nu să se lupte cu cai de peste 10 ani, unde caii sunt mult mai puternici. Aici undeva comparăm și cu câinii, care sunt cățeluși un an, doi ani, exact. Încă câinii, sunt copii. Câinii până în 12 luni sau 15, în funcție de rasă, nu exact. Poate de anumite examene. Bine, ei nici psihologic nu se dezvoltă. Psihologic nu sunt, nici nu dau seama la cai. Și la fel, e identic. Vorbeam cu o prietenă care este pasionată de dogi și îmi făcea paralela cu niște mânji și spunea dogul până pe la un an jumate, doi ani, exact ca un mânj, ca un nu mânj. E conștient. Da, de... nu e conștient nici de forță, exact. Nici de... Pe aici era a paranteză de forță și trecem din nou la câini, că na, avem în curte. Era cineva care m-a întrebat dacă recomand bulterierul copiilor. Este supranumit de Daca câinilor. E adevărat, e un câine extraordinar de fidel copilului. Dar atenție, ce înseamnă fidel copilului? Copilul pentru câine e totul. Adică dacă copilul plânge și mama dorește să smulgă copilul în brațe, s-ar putea să aibă de întâmpinat câinele. Pentru că câinele are tendința să-l protejeze complet. Bulterierul e un câine pentru copii. Ca și Amstaff-ul, din punctul meu de vedere, este un câine de copii. Pentru că sunt toleranți la durere. Sunt toleranți la orice înseamnă joaca copilului mai agresivă sau mai puțină finețe. Dar să nu uităm că sunt câini puternici care pot să-i răstoarne din joacă. Corect. Dar de aici nu sunt câini agresivi cu copiii. Clar, nici Amstaff-ul și nici bulterierul. 100%. Mai repede cu părinții. Mai ales dacă nu știi cum să-i... Deci el își apără copilul, clar, 100% va apăra copilul. Fără nicio doar și poate. Celălalt maro, murg, este culoarea, este deci un cal... Deci maro, îi spune murg. Da, îi spune murg, de la murgul soarelui. Ne gândim la murgul soarelui și atunci ne dăm seama care e culoarea. El este un căluț doar de 4 anișori. Ce înseamnă doar 4 anișori? Înseamnă undeva un copil de 6 ani. Da. Deci el este la debut, este în clasa 0. În care acum învață primii pași sub șa, învață prima oară să țină un călăreț în spate. La ce vârstă poate să... La 3 ani începem. Deci până la 3 ani, până la 3 ani nu facem nimic. Ne uităm la ei ce frumos cresc. Da, îi îngrijim. Și atât, îi îngrijim și atât, îi pupăcim și eventual le facem unghiuțele. Asta e toată activitatea noastră cu căluțul până la vârsta de 3 ani. De la 3 la 4 ani nu se transformă calul și nici nu a crescut brusc dintr-o dată, nici mental. Atunci, la 3 ani, încă nu au suficientă forță să ne omoare pe noi, așa. Dar nu sunt nici ei suficient de puternici să ne țină într-un an spate. Și atunci e un joc între 3 și 4 anișori, în care noi ne învățăm așa o dată pe lună că bă, există o șa și știi, ne plimbăm deci călare. Da. Și acum, ușor, ușor, când împlinesc 4 ani, el încă nu are 4 ani, nu mai face, când împlinesc 4 anișori, ușor, ușor începem să intrăm în condiție fizică și în puțin lucru, dar tot în joacă. E ca la puiul de cățel care face un dresaj în joacă. Exact. Deci nu-i obligăm, nu-i,
nu vrea, nu e nimic, insistăm, încercăm, îi luăm cu frumos, îi mințim frumos și tot așa. Dacă te uiți inclusiv la Constituția din spate, seamănă cu un iepure care aleargă. Hop, hop. Oh. Cum ziceam? E un iepure gigant. Ha, deci după cum observi, un cal tânăr care încă este frică să sare, este frică de bări. Și ușor, ușor îl convingem că nu îl mănâncă bara, nu pățește absolut nimica. Dar este de lucru. Și na, acum e un căluț de aproximativ 500 de kilograme. Deci, practic, controlezi un animal de 500 de kg. Da, uite, deja de la a treia... Da, da, început, deci după adică ce a trecut prima dată, începe, vede că nu îi se întâmplă nimic și începe să intre în ritm. Practic, greu e să-l convingi prima dată, după a început să sară din plăcere. Fiind în Timișoara, pot să spun o vorbă spus-o de un coleg de-al meu care a văzut pentru prima dată clinica din Budapesta. Suntem la 200 de kilometri distanță și 2000 de ani diferență. Asta e tot. 2000 de ani diferență față de... Da, față de ce înseamnă marea performanță, față de ce înseamnă olimpiadă sau, eu știu, europene sau... Nu avem, nu avem participanți. Mai, în primul rând, părerea mea este din istorie. Asta e părerea mea. Părerea mea este că, din cauza că n-am avut, noi nu am avut cavalerie. Noi nu am avut tradiția de a avea cai, de a avea cavalerie. Și atunci, undeva, lucru cu calul a venit așa din... Nu, aia e că noi am avut oi, am avut vaci, am avut porci. Dar nu am avut cai ca și cavalerie, nu am crescut cai pentru călărie. Nu avem o tradiție. Este în Moldova și să știi că se simte pentru că avem foarte mulți colegi din Moldova. Nu din Moldova de pe străbun, din Moldova noastră. Moldova, da, da, da. A noastră. Ștefan. Da, da, da. Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare și-a pus foarte mult accentul pe ce înseamnă călărie în România. Și să știi că foarte mulți avem de acolo, foarte mulți colegi. Târgu Mureș se prinde unguri care au venit călare, se simte. Adică toți copiii fac călărie, vin cu plăcere, vin instinctiv. Părinții instinctivi îi lasă, ok, a căzut de pe cal, n-are nimic, e viu, mișcă, da, ok. Adică e mult mai deschis în ce înseamnă cai. Deci poate, da, avem medici, avem medici foarte buni pe ceea ce înseamnă cal, strict cal. Da, dar ceea ce înseamnă cal de sport nu există. Ah, okay. Deci, poate... Nu, aici deci, vorbim de un sportiv, exact ca și medicul sportiv. Aici vorbim adică de un sportiv. Se accidentează, Doamne ferește, da, Budapesta. Te duci pentru că tu ești Budapesta, Timișoara. Pentru că sunt Timișoara, da. Dar cineva dacă e din Moldova, unde mi-ai zis că e de altfel și mai dezvoltat? Da. Ce faci? Vine la Budapesta. Exact. Cum poate să meargă la concursuri? Am avut cai din București care au fost operați de un medic din Cluj. Da, este un medic în Cluj care, din fericire, și a fost adus, se chinuie să... Da, dar se chinuie... este un om. Câți cai sunt nu, în România? Nu, el încă este un medic de România. Dar, din fericire, este destul de tânăr și se chinuie să avanseze și să facă ceva în ce înseamnă calul de sport. Și sunt mândră de asta. Da. Sunt foarte mândră de chestia asta. S-a chinuit acolo la Cluj, în facultate, să facă cât de cât o clinică pentru cai. Acum nu depinde totul de el, că vorba ta e un singur om. Asta v-am zis, tu dai seama. Dar se chinuie și încearcă câteva, să facă. Probabil mii de cai sunt mii de sigur cai, România, mii de cai. De mii, nu, dar mii de cai, 100% sunt. Nu, nu avem. Avem veterinari pentru cal, nu avem veterinari pentru cai de sport. Și ce trebuie să înțelegem este că calul nu mai este animal zootehnic. Este un pet. Noi avem acum în fața noastră un pet, în realitate. Nu un animal zootehnic. Nu un animal de fermă, în ciuda gabaritului. Calul este un animal de agrement, un animal de plăcere, un animal care îl cumperi și îl ții pentru tine. Noi orășenii nu știm ce e aia, deci să nu înțelegem că nu avem nimic cu trăsurile. Avem concursuri de trăsuri, avem tot felul de concursuri pentru cai. Sunt cai și de tracțiune, la fel de valoroși și la fel de importanți. Dar este pet. Calul este pet în clipa asta. Și atunci, inclusiv reglementarea legii de a trece granița, cum trec cu cățelul sau pisica, da. Noi deocamdată suntem obligați să trecem granița pe la granița de animale, de abotorizare.
Ceea ce încerc să le explic la toți că noi avem un pet, chiar dacă avem o remorcă specială să plimbăm acest animal de companie. E animalul nostru de companie și nu este pentru abatorizare. Ela! Ela este câinele care pe mine călare, mă urmărește întotdeauna la tot antrenamentul și aleargă după mine tot antrenamentul, ceva de gen. Dar nu înseamnă că toți caii tolerează, da, și bine, toți călăreții tolerează. Asta e bun, mai ales fiind vorba de un cal tânăr. Nu, el nu, el e un cal bătrân, un cal matur. A, el, dar în ciuda, da, el e un cal de 10-11 ani. Ah, ok. Da. Deci doar celălalt era. Da, celălalt este. Întotdeauna, întotdeauna evităm categoric lucru cu copilul și calul tânăr. Ok. Deci se lucrează calul să știe deja cumva invers, ce are. Calul trebuie să știe deja, copilul învață de la cal. Calul învață de la călăreț. Deci tot timpul cai tineri lucrează cu călăreți experimentați, cai deja experimentați ridică copii. Avem 5 copii care practic participă în concursuri naționale. Anul trecut au debutat, anul ăsta sunt a 8-a. Așteptăm să termine cu examenul și să plecăm din nou în concurs. A, ei se, toți copiii sunt în clasa a 8-a? Da, avem o trupă, așa s-a nimerit. Avem, a, nu, mai avem o fetiță care e deja matură, care practic a făcut, face 18 ani anul ăsta, ea a 12-a. Da, deci da, da, nu e a 8-a, e a 12-a. Da, avem așa, așa s-a nimerit, nu, nu i-am căutat special după vârstă. Așa s-a nimerit. Ela, hai, 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 hai. Stai cu mine, povestim aici. Hai, aici, nu-i voi. Ela. Nu, ea are chef, acum ea își arată tot ce știe ea să facă. Se dă în stamă. Ca să, da, ca să ne poată explica ea câte, câte știe ea să facă și câte poate ea să facă. Ela nu-i voie. Echitația e un sport costisitor. Nu pot să nu încep de la primiza asta, pentru că toată lumea are senzația că își cumpără un cal și îl bagă în garaj pe post de motocicletă. Nu! Foarte tare! Bun, nu! Bun începutul! Nu! Este corect. Un sport în care calul este viu, are nevoie de o pensiune a lui, are nevoie de apartamentul lui, are nevoie de locul unde să stea, are nevoie de teren de antrenament, are nevoie de antrenor, de călăreț. De aici plecăm. Din chestia că știm ce înseamnă să avem un cal. Dacă ar fi așa, să o bugetezi. Să o bugetezi? Cam în ce zonă suntem? Suntem undeva între 350 de euro și 600 de euro pe lună. Asta am vorbesc la 600 de euro în cele mai bune condiții care poți să le oferi. Extra cal? Nu. Adică, a, ca să, nu, ca nu, să practici. Nu, nu, vorbesc cât costă pe lună un cal. Adică a, chiria... Nu, eu te întrebam ca să, adică cât ar costa un cal? Da, că bun, okay. Acum tocmai am început discuția noastră spunând că un cal era 105.000. Da. Costurile unui cal sună cam ca și costurile unei mașini. Mm-hmm. E identic. Adică vrei un Logan, e prețul unui Logan. Vrei un Mercedes? Cumpărăm un Mercedes. Da, da, atunci păstrăm paralela ta, Loganurile în general concurează cu Loganuri. Da. Mercedesurile cu Mercedes. Da. Adică exact. Nu mă primește la cursă de Formula 1. Nu, la noi te primim. A, asta vreau să zic. Noi te primim. Asta vreau să zic. Dar avantajul tău e dacă ai un Mercedes, dar avantajul tău este dacă ești șofer bun și poți să întrești cu un Logan. Nimeni nu spune nu, dar totul are o limită. Corect. Deci trebuie să găsești un just echilibru. Trebuie să găsești un echilibru, trebuie să știi foarte bine, în primul rând, toți antrenori și toți cei care merg să îi ajute pe oameni să-și cumpere cai. Trebuie specificat că trebuie să știe mult prea bine ce își dorește acel om de la cal. Pentru că sunt cai, caii sunt ca și oamenii, fiecare e altfel. Și ce dorești de la acel cal? Dorești un cal care vrei să te ridici repede pe o perioadă scurtă de timp? Uh-huh. Este un preț. Dorești un cal cu care vrei să crești împreună, să lucrați împreună, să ajungeți undeva împreună de plăcere, fără să te grăbi, ceea ce asta mi se pare mie performanță. Fără a te grăbi, fără a sări peste etape. Creșterea sănătoasă, așa. Exact, creșterea treaptă sănătoasă. Treaptă cu treaptă, treaptă și ca pe o scară, treaptă, nu iei liftul. Este alt preț. Oh. Da, o să vezi săriță foarte frumoasă. O să vezi care e diferența între un cal adult și un mânz. Ai văzut că acel mânz până la urmă a făcut trei legate, da, cât de cât, și cumva. Și acum am văzut-o pe prima cât de da, ezitat pe a fost prima și a sărit cât de... Exact. Și ușor, ușor am reușit, dar acum o să vezi cu totul altceva. Deci aici o să vezi diferența între cai
mai ales pe filmare, o să vezi diferența între cât e calvul, cât e Lancelot, îl cheamă. Lancelot de relaxat, chiar dacă el a fugit după el de mama focului și se joacă împreună. N-avea motiv. Vântul. Da. Să știți că în concurs, dacă se întâmplă așa ceva, mică paranteză, că s-a întâmplat, sărim așa. Și e norocul nostru că e atât de mic. Nu se, adică nu le depunctează. Nu, pentru că e din cauza vântului. S-a întâmplat la Balcaneagă. Și la câini. Mie îmi place foarte mult să alerg cu calul și să vin un pic mai agresiv la un obstacol. Mă simt eu în siguranță, cred că aici era... Chit că mulți, mai ales colegul meu, tot timpul spune, nu mai veni atât de tare, că dacă cumva se oprește ce pățește, nu mai pățesc nimic, că zbor. Așa? Dar îmi place foarte mult. Te-ai accidentat? Da. Adică, bine, cumva da. Întrebarea mi se părea, de la ține înțeles, că n-ai cum să... Dar partea cu accidentul, o spun, cea mai dureroasă parte a accidentării nu este accidentarea, este recuperarea. Pentru că, practic, ești oprit fizic și nu poți să faci ceea ce iubești să faci. Să știi că nu am avut accidentări grave călare. În schimb, am avut jos lângă cal, ultima mea accidentare, încă sunt în recuperare. Ultima mea accidentare a fost o ruptură completă de ligamente la piciorul stâng, la genunchi, cu operație. Da, păi la așa ceva. Dar cu total, în sensul că era ca o limbă de clopot care se mișca. Deci, că atunci nu înțelegeam eu cum e aia cu am ligamentul rupt, dar schiez. Eu n-am. Okay. Eu nu puteam să mișc piciorul. Și a început... Ok. Și l-am rupt în grajd, la un potcovit, unul dintre căluți, n-a vrut să facă nimic, a vrut să-și tragă piciorul și l-a tras. Și m-a învârtit la propriu și mi-a rupt toate ligamentele. Și practic sunt anul trecut, în decembrie, am avut operația, am fost la europenele de la Budapesta cu bulterierul. Așa. Și am intrat în ringul central la juniori cu piciorul rupt. Cotijă cu balamale lateral, am și filmare. Cel mai drăguț a fost arbitrul de ring, care mi-a zis: o să fii la televizor. Era un tip din Irlanda, nu mai știu cum îl cheamă. Și era: o să fii la televizor, o să fii la televizor, să te uiți, să vezi ce fain o să fie. Și eram: poftim? Așa că am intrat în ring. Ai auzit de bulterier și ai apărut? Da, nu știu, e acum masculul, dar masculul nu e aici. Masculul este la bunica la casă în Timișoara, pentru că îi ținem separați. Îi ținem separat, am înțeles. Da. Mai ales și masculul aici ar fi un pic de... n-ar fi în siguranță, pentru că ar fugi după fete prinse. Da, normal. Și atunci masculul stă la casă, unde am și un Doberman. Să vorbim de bulterieri. Da. Special, că știu că e aici. Deci am un Doberman, o cățelușă de Doberman, care are 45 de kilograme. 45 de kilograme pe cântar. E mai mare decât Atos. E atâta. E gigantă. E monstru de câine. Ai multă pulpă, mami! Ce înseamnă pulpă? Pulpă înseamnă că îl strângi cu călcâiul, exact cu pulpa aha, ta. Aha, okay, pulpa cu partea ta de pulpă. În ungurește îi spunem cizma, așa că strângi cizma de cal. Este, mi se pare, cea mai logică... Pulpa. Cea mai logică chestie cu cizma. Da, așa se spune în ungurește? Da, așa se spune, exact, așa, exact. Cizma, da. Oare și de acum, nu știu, zic și eu, de la asta nu vin cizmele, că ți acoperă... Probabil. Ce tare. Probabil. Dar în maghiară înseamnă, îi spunem cizma. Și când am auzit prima dată, am zis: poftim? La ce te referi? Și zic: ce cizma? Pulpă. Cizma, pulpă. A, zic, băi, asta e bună de ținut minte, că asta e cea mai logică cuvânt posibil. Este un bulterier din Polonia, adus. Este import. Ea este un caracter foarte, foarte apatic. Este, hai. Adică ea, ca să depună efortul de a se mișca, da? E este, greu să te miști, nu? De mine. E greu? Ea stă, ia poziția, bulterierul doarme într-o poziție cu capul între picioare. Așa ceva. Și asta este poziția ei, clar. Și cam e greu să o vezi în altă fază. Acum chiar e o excepție că e atât de fericită.
Mie astăzi a fost la plimbare, că trec de aici ni se trage. El este Eliman, îl cheamă. Eliman. Eliman. Este un arabel, un pur sânge arab. Așa. Din Mangalia, fătat în Mangalia, la noi. Povestea lui de viață este una dramă totală. Oh. El am cumpărat de la Târgu Jiu, paranteză, nu de la țigani, ca așa, să înțeleagă toată lumea, să fie clar. Să fie clar. De la un domn care avea fermă, avea vaci, era un domn foarte bine ca statură. Da, da. Și acest căluț era nu mort, că mort e mult spus. Măcar era mort, era mort. Aia? Nu, era mort viu. Tradus. Avea o celulită infecțioasă într-o fază deplorabilă. Adică toată lumea mi-a spus că moare. Sau că trebuie să-i amputăm piciorul. Ceea ce la cal nu se poate, paranteză, nu se poate amputa picioarele pentru că periostul, pielița care învelește osul, se infectează și moare calul. Mm-hmm. De asta caii se împușcă dacă li se rupă picioarele. Da, da. Pentru că periostul, pielița care învelește osul, se infectează, nu se poate vindeca la cai. Mm-hmm. Aici este problema cu dacă este fractură fără deplasare, poate mai sunt șanse. Dar nu. În realitate nu. Luptăm tot timpul. Da, luptăm tot timpul să facem bine. Cât se poate.